În timp ce Casa Albă și guvernele europene discută sancțiuni împotriva Rusiei, Vladimir Putin a luat deja măsuri. Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de îngrășăminte din lume, a pus o interdicție de 2 luni la exporturile de azotat de amoniu. Acest lucru se va observa în următorul val de majorări la produsele alimentare de bază, făină de grâu, pâine, paste. Urea și azotatul de amoniu sunt cele mai utilizate îngrășăminte cu azot din lume. Va fi groaznic. S-au scumpit foarte, foarte mult. Pentru agricultură cred că va fi un mic dezastru. Și apoi, în lanț, toată industria alimentară, produse tot mai scumpe. În spatele deciziei Rusiei stau motive strategice. Anunțul a fost făcut la 2 zile după un incendiu care a închis o mare fabrică de îngrășăminte cu azot din Carolina de Nord. Restul lumii se va îndrepta și mai mult către Rusia pentru rezervele sale de cereale. Multe cauze contribuie în mod natural la scumpirea gazelor, a îngrășămintelor și a grâului. Dar tocmai aceste creșteri au întărit puterea de șantaj a lui Putin și strategia rușilor de destabilizare economică a Europei, în timp ce adună soldații la granițele Ucrainei. În ianuarie a redus la jumătate livrările de gaze naturale către Italia și alte țări europene, iar în februarie a interzis exportul de îngrășăminte. În plus, scumpirile gazelor naturale îl ajută pe dictatorul rus să exporte mai puțin fără a suferi pierderi financiare.